Marele avantaj al politicienilor este că poporul are memoria scurtă, mai scurtă decât a peștilor, care după ce au mușcat din momeală, e destul să treacă câteva secunde și mușcă din nou. Această guvernare de coaliție are o logică politică, sigur, foarte solidă și toată lumea cred că e de acord că e mai bine să ai o guvernare stabilă decât una instabilă, minoritară. Numai că, dacă ne uităm în urmă, cu 32 de ani, cu 20 de ani, cu 17 ani, cu 15 ani, configurația de acum a oamenilor politici care conduc țara, guvernul, chiar și parlamentul, și administrațiile locale, și președinția, este cea mai slabă din toate timpurile. Da. Adică chiar dacă, să spunem, logica politică funcționează, bun, e mai bine să ai o coaliție, ceva stabil, mai ales în vremurile astea, chiar dacă această logică funcționează, această coaliție este exprimată prin persoane fără precedent de slabe. Sunt oameni care pur și simplu nu au ce să caute. Asta face ca România să joace în aceste momente când evenimentele au căpătat alt ritm și altă importanță și altă greutate, din nou la coada clasamentului. Cu fiecare ocazie ieșim în evidență ca fiind cei mai slabi, atât în politică internă, în sensul că ratăm oportunități în masă, cât și în politică externă suntem, sigur, un fel de codași, să nu spun clowni, ai grupului statelor active, din, nu numai din flancul estic, ci și din centrul Europa Centrală, mă refer la Slovacia, la Cehia, la state care nu beneficiază, să spunem, de poziția noastră strategică. De ce spun strategică? Pentru că în momentul în care ești în dificultate, atrage atenția marilor puteri care practic sponsorizează politic și militar poziția ta, cum e cazul nostru. Ori această clasă politică slabă, acești oameni pe care partidele vechi i-au pus, i-au plantat, sunt oameni care nu au legătură cu, să zic așa, cu competitivitatea, cu capacitatea și aptitudinile de a conduce, cu o experiență de management în orice fel, pentru că n-aș putea numi management gestiunea unei trupe militare. Este cu totul și cu altceva. E alt tip de ierarhie, sunt alt tip de decizii, nu există gândire, nu există creativitate, ci există ordin și subordonare ierarhică. Mă refer la premierul Ciucă. Apoi îl avem pe președintele României, care... Eu spun lucrurile astea, le spun de mulți, adică nu... Știu. Doar așa. Le repetăm în van, ca să... Exact. Sunt oameni care, probabil că la școală, sunt cei care erau la jumatea spre fundul clasei, care nu ridicau niciodată mâna, care terminau școala cu 6, poate cel mult 7, hai, chiar și cu 8, dar noi avem nevoie de premianți acum în fruntea acestei... Și mai are clasa politică premianți, Doru? Eu zic că se poate face un Google, se poate căuta, se pot găsi, pentru că partidele administrează, adică șefii de partide, de exemplu, administrează puterea politică, ei fac jocurile oricum. Dar pe cel care duce, care face managementul unui guvern, adică conduce o companie cu foarte mulți angajați și cu foarte slabe performanțe, dar cu resurse uriașe, acești oameni trebuie să fie, cel care conduce o astfel de companie, trebuie să fie un om care a mai condus companii, care știe cum se conduce o companie și, inevitabil, va ști să conducă și mai bine o economie. Bun, noi suntem național. N-am cum să nu fiu de acord cu ce spui, dar dacă te uiți la decidenții politici pe care i-ai nominalizat mai devreme, te uiți la ideea lor despre politică, despre fiscalitate, economie și așa mai departe, totul e o loterie și o... făcea analogia cu pescuitul. Aruncă, prinde cine, prin ceva bine, nu prind iarăși bine. Că... Nu vezi că ies de pe zi pe alta și anunță că impozitează iahturile. Așa a început guvernarea asta, cu impozitarea iahturilor, dacă îți mai aduce aminte, de parcă eu și cu tine sau restul... Deci îi schimbă vorbe, aruncă exact. Pe piață, la o bursă... Ne țin ocupați, a zvonurilor. ...a stresului, aruncă niște cuvinte, niște promisiuni. Niciuna dintre ele nu are nici cea mai mică speranță să se îndeplinească în proporție mai mare de, nu știu, 20-30%. Și așa ar fi minunat, cu condiția că ele să fie gândite înainte. Mult timp eu am crezut că... Am crezut parțial teza că, băi nene, nu ne lasă nici ceilalți. Și noi suntem proști, dar și ăia profită de pe urma prostiei noastre. Mă, reconfigurarea asta, dacă vrei, zonală, totuși mi-a arătat că noi suntem foarte proști și că restul doar nu ne încurcă.
în prostia noastră. Ne lasă în pace. Adică, în fereastra asta de oportunitate, leadership-ul politic, atâta cât este el, ar fi putut să joace, ar fi putut să negocieze, am fi putut și noi poate să scăpăm de MCV și Schengen, vechile noastre dureri, am fi putut, nu știu, să renegociem PNRR-ul ăla, să-l ducem pe zone concrete de importanță vitală în context. Să nu vină Germania să ne zică acum lasă-mă că vă facem noi căile ferate ca să-i ajutăm pe ucraineni să-și exporte cerealele. Adică nici noi nu suntem în stare de nimic în principiu. În general, marile puteri încearcă. Nu presează, nu forțează, nu condiționează. Dar încearcă. Dacă o țară își dorește să aibă comportament colonial excesiv, nu sunt deranjate. Uh-huh. Deci dacă ei îți cer de exemplu, domne, vă sprijinim puțin politic, dar poate faceți niște comenzi de armament. Noi facem, sărim în cealaltă extrem, spunem, facem tot ce spuneți voi, vă dăm și toate comenzile de armament, vă dăm, cumpărăm de la voi ce vreți voi, închidem, călărim companiile românești, adică este prea mult. De ce? Pentru că oamenii n-au siguranță, oamenii încă o dată, cei care conduc, care au leadership-ul politic, nu au valoare individuală sau de grup, valoare politică, capacitatea de a conduce și de a gestiona ceea ce se cheamă economia națională sau interesul global al națiunii române. Da, uite-te. Nu sunt interlocutori. Ei nu pot să facă față unei negocieri.